Te salut în IT World! Înveți, descoperi, progresezi! În Scratch putem selecta personajele care fac parte din proiect, dar și fundaluri diferite pentru scenă. Aceste fundaluri se numesc decoruri. Putem să alegem chiar și mai multe personaje cu ajutorul acestei pictograme, respectiv a butonului de căutare. Și mai multe decoruri, tot la fel, cu ajutorul acestui buton de căutare. Aplicație. Creați un proiect Scratch în care apar două personaje. Primul va fi mișcat cu ajutorul tastelor săgeată, sus, stânga, jos, dreapta, iar al doilea cu ajutorul tastelor W, sus, A, stânga, S, jos, B, dreapta. Dacă un personaj atinge o margine a scenei, decorul se va schimba și personajul va intra în scena vecină, unde va fi valabilă aceeași regulă. Pentru a alege un personaj sau pentru a adăuga un nou personaj, facem click pe această pictogramă și alegem butonul de căutare. Se afișează galeria. Încercăm să alegem un personaj care are capacitatea de a se plimba. De exemplu, Every Walking. Lăsăm personajul în scenă. La nevoie, repetăm acțiunea. Pentru a atașa tastele săgeată la mișcările acestui personaj, Every Walking, procedăm în felul următor. Alegem evenimentul când tasta este apăsată. Și alegem tasta săgeată dreapta, de exemplu. Din categoria mișcare alegem setează stilul de rotație stânga dreapta orientează-te în direcția și facem click aici și alegem direcția corespunzătoare spre dreapta în cazul acesta. Tot din categoria mișcare alegem puzzle-ul mergi 10 pași și din categoria aspect alegem costumul următor. De fapt, o să fie costum, o să fie o altă poziție a corpului. Putem deja să încercăm. Dacă apăs tasta săgeată spre dreapta, se poate observa cum acest personaj se deplasează cu pași repezi spre dreapta.
sau mai încet în funcție de cât de des apăs tasta săgeată la dreapta. Pentru celelalte direcții, duplicăm acest program. Și alegem tasta săgeată stânga. Schimbăm orientarea spre stânga. Și rest totul rămâne neschimbat. Dacă apăsăm săgeata spre stânga, personajul se plimbă în aceea direcție. Dacă mărim valoarea de la pași, de exemplu, punem 20, tot 20 și aici, observăm o deplasare mai rapidă, mai naturală. Mai duplicăm de două ori modulul pentru a avea o deplasare în jos, cu orientarea înspre jos și încă un duplicat pentru deplasarea în sus. Și alegem direcția în sus, spre nord. Acum avem pentru every walking toate direcțiile de deplasare cu ajutorul săgeților. La fel și pentru celălalt personaj, dacă alegem în partea de jos a ecranului personajul celălalt, Pico Walking, și alegem tastele A, el se va deplasa către stânga, D spre dreapta, W în sus, S în jos. Alegem un decor de pornire. Plasăm cursorul de mouse pe această pictogramă și după aceea facem click pe pictograma Alege un decor. Hai să alegem Beach Malibu. Dacă personajul selectat atinge marginea, ar trebui să schimbăm decorul, să vedem cum putem să realizăm asta. Facem loc în zona asta. În categoria detectare avem un senzor pentru verificarea atingerii marginii. Deci, pentru tipul walking vom avea ceva de genul când se dă click pe acest personaj, adică să selectăm personajul, dacă personajul atinge marginea,
îmi schimba decorul. Și putem să alegem decorul următor sau să vedem cum funcționează. Deci am atins marginea și dau click pe acest personaj. Decorul se schimbă. Pentru a avea mai multe decoruri, vom adăuga altele din galerie. Tot la fel pentru Every Wording. Alegem evenimentul. Când se dă click pe acest personaj, la control avem dacă senzorul ne arată atingerea marginii. Se va alege următorul decor. Alegem personajul Every Walking și atingem marginea. Facem click pe acest personaj și vedem cum se schimbă decorul. La decoruri observăm că avem 6 decoruri. Pe această filă avem acces la ele. O să ștergem decorul alb pentru că nu avem nevoie de acesta. Faceți click pe coșul de gunoi care se află afișat pe pictograma decorului. Astfel, toate decorurile vor fi specifice, nu o să mai apară decorul alb. Deci Every se duce la plimbare împreună cu Pico și când facem click pe Every, dacă Every este la marginea imaginii, fundalul se schimbă, decorul este schimbat. La fel, în cazul personajului Pico, dacă mergem până la margine și atingem marginea și facem click pe personaj, decorul se va schimba.
dacă personajul nu se află pe margine, deci nu atinge marginea scenei, degeaba am face leak. Aceste, pe oricare dintre ele, nu se va întâmpla absolut nimic. Dar dacă atinge marginea, așa cum am programat, decorul va putea fi schimbat. Încercați să construiți această aplicație și adăugați și alte elemente în planificare. De exemplu, am putea automatiza schimbarea decorului la atingerea marginii și mutarea personajului în scena următoare, în felul următor. Când, de exemplu, săgeata stânga este apăsată, se selectează direcția, merge 20 de pași, costumul următor este pentru a reda mai fidel mișcarea, dar urmează acest dacă, acest bloc dacă. Dacă atinge marginea, atunci să apară decorul următor, iar personajul să fie plasat în partea din stânga a decorului următor, pentru ca să avem senzația că într-adevăr personajul a intrat în următorul decor. Uitați-vă cu atenție. Și acum am intrat, dar suntem pe partea de unde, pe unde am intrat. Mergem mai departe. Și se repetă totul. Și am intrat într-o altă scenă, personajul apare în partea dreaptă. Mulțumesc pentru atenție! Succes! La revedere!